Bine v-am regăsit. Vreau să mă apuc să tund iarba și voiam să vă arăt cam cum arată la vreo lună, cred, de când am făcut scarificarea și aerarea. Cam atât mi se pare că a trecut. O să mă uit să văd când am publicat cele două clipuri. Între timp a crescut destul de mare, a și plouat foarte mult la noi în zonă. Chiar și astăzi se cam pregătește să plouă, sper să mă lase să tund. Dacă nu, o să văd cum o să mă descurc. O tund pe bucăți. Cert este că nu mai pot să o las, pentru că după aceea se face foarte mare. Și uite, de exemplu, prin zonele astea chiar a crescut mare. Și nu am cum să mai bag mașina. Am aruncat și o mână de îngrășământ așa prin zonele astea pe unde era un pic mai jucată, să zic, în picioare. Și pare că ar fi crescut ceva, în special prin zona asta, unde se vede iarba mai verde așa. Și o să îi dau oricum o mână de îngrășământ după ce o să tund, nu știu dacă acum, seria asta, poate următoarea. Deși era bine să fi dat acum, că tot profitam de ploile astea. Trebuie foarte bine udat după ce dau cu îngrășământ. Și cam așa arată netunsă iarba după ce am făcut operațiunile astea două. Și o să vă mai arăt după ce tund, cam ce rămâne în urmă. Și cam fac furnicile pe aici, am mușuroaie. Eu tot le calc, le mai ud cu furtunul. De exemplu, aici erau vreo 3 mușuroaie acum câteva zile. Eu pe parte mă chinui să refac iarba și vin furnicile și îmi strică tot ce am muncit. Aici la fel, să și văd unde au fost. Dar nici nu înțeleg ce le fac la iarbă, că parcă dispare cu rădăcină cu tot. Uite și aici un mușuroi. Trebuie să le calc așa de fiecare dată. Îmi fac dâmburi, îmi fac numai probleme furnicile astea. Prin zona asta au ieșit o groază de bălării, aici unde am pus eu atunci iarbă. Vreau să le smulg înainte să trec cu mașina. Nici nu știu ce sunt astea. Sunt niște chestii care se cațără așa foarte mult. Asta e lobodă. Dar astea chiar nici nu știu ce sunt. Și aș vrea să le smulg așa înainte de a trece cu mașina. După aceea le tai și o să crească altele și mai dese. Așa că am un pic de migală înainte de a intra cu mașina. Și cam așa arată netunsă. E verde, e frumos, dar e mare. Trebuie tunsă, că altfel nu mai poate fi tunsă. Și ce vreau să vă mai arăt, cum ascult eu cuțitul la mașina de tuns iarbă. Se mai tocește cam la 5-6 tundere așa. Îl dau jos și îl ascut. Pur și simplu cu o piatră. Cu o piatră abrazivă din asta. Fisez, țin așa apăsat cuțitul pe scaun și dau cu piatra până când se ascute. Poate merge și la pilă, dar e mai eficientă piatra asta de coasă. Păi asta o să fac. Ascut cuțitul la mașină, scot, mai aveam pe acolo, mi-au ieșit niște lăstari din ăștia de vișin, cred că sunt. Trebuie să-i scot și pe aia. Montez cuțitul tund și vă mai arăt la sfârșit cum arată tuns. Și cam asta e.
Așa arată și după tundere. Eu zic că e foarte bine față de cum era. Parcă s-a mai îndesit un pic, s-a mai acoperit și în unele zone unde se cam pierduse. Am curățat un pic și aici lângă gard. N-a ieșit tot gazonul pe care l-am însămânțat, dar o să mai insist. Important e că a început să-și dea drumul ușor-ușor. O să mai insist în zonele unde nu a crescut. Dar eu sunt mulțumit de stadiul actual. Arată destul de bine. O să insist. Aștept să mai crească un pic frunzulița la trifoi. Și o să cumpăr un erbicid din acela selectiv pentru frunză lată. O să dau. Poate mai omor din trifoi ăsta. Arată și urât, se tunde și foarte greu și rămâne și foarte urât în urmă, după cum vedeți. Rămân mai mult codițele și e o zonă mai albă față de restul. Începusem aseară să tund și pe margini iarba pe care nu o cuprinde mașina. M-a prins seara. Așa că o să continui astăzi să tai și pe margini. O să dau și cu îngrășământ. Vreau să dau o mână de îngrășământ uniform peste tot. Atunci când o să aplic, o să filmez. Vă arăt cu ce dau, ce dispozitiv folosesc pentru aplicare și în vara asta o să vă cam țin la curent cu evoluția gazonului, dar așa cum se poate observa, este deja o îmbunătățire semnificativă a acestei parcele cu iarbă după ce am făcut cele două operațiuni și sper să arate și mai bine în viitor. Așadar, o să-mi continui treaba. Trebuie să curăț marginile astea unde n-a intrat mașina. Le tai cu foarfeca de mână și am terminat treaba, tura asta. Vă doresc să aveți chef de treabă și numai bine!